Vă salut, prieteni credincioși și nu numai, sunt Cristian Alexandrescu și tema de azi reprezintă secretul încredințat Melaniei de către Fecioara Maria la La Salette. Mărturia scrisă a Melaniei este mai completă. Cuvintele Fecioarei pe care le reproducem mai jos sunt usturătoare, mai ales pentru preoți. Acuzați de toate relele, o acuzație care va apărea sistematic și la Fatima, în Portugalia, și la Garat Bandal, în Spania, și la Akita, în Japonia. Melanie, ceea ce spun acum nu va rămâne un secret pentru totdeauna. Vei putea să-l faci public în 1858. În această parte, profeția se referă la preoți. Preoții slujitorii fiului meu, datorită vieții lor rele, datorită necuviințelor și a lipsei de credință în săvârșirea sfintelor taine, datorită iubirii de argint, onorul și plăcerea au devenit o cloacă a necurățiilor. Da, faptele rele ale preoților cer răsplata pe măsură și pedeapsa divină târnă deasupra capetelor lor. Nenorocirea îi paște pe acei preoți și pe acele persoane care și-au închinat viața lui Dumnezeu și care prin păgânismul lor și prin viața lor rea îl răstignesc din nou pe fiul meu. Păcatele celor care s-au consacrat anterior lui Dumnezeu strigă la cer și cer pedeapsă. Și iată că pedeapsa este la ușa lor, căci nu mai este acum aproape nicio ființă care să implore compasiunea și iertarea pentru poporul său. Nu mai sunt suflete generoase. Nu mai există nimeni care să ofere eternului sufletul său imaculat drept chezășie pentru semenii săi. În această parte, profeția se referă la Dumnezeu. Dumnezeu va lovi așa cum nu a mai făcut-o până acum. Nenorocirea va veni peste locuitorii pământului. Dumnezeu își va revărsa întreaga mânie și nimeni nu va putea să se sustragă de la responsabilitatea atâtor mârșăvii adunate. Căpetenile, conducătorii poporului lui Dumnezeu au părăsit rugăciunea și pocăința și diavolul le-a întunecat mințile. Ei au devenit acele stele rătăcitoare pe care balaurul cel de demult le va trage după sine cu coada pentru a le nimici. Dumnezeu îi va îngădui șarpelui să semene vrajbă printre guvernatori. Toate comunitățile și toate familiile vor suferi sufletește și trupește. Dumnezeu îi va lăsa pe oameni în seama propriului lor discernământ și va revărsa asupra lor pedepse care se vor succeda mai mult de 35 de ani. Lumea este în pragul celor mai teribile calamități și al unor mari evenimente. Oamenii vor fi mânați cu un toiac de fier și vor bea din potirul mâniei lui Dumnezeu. În această parte, profeția se referă la papă. Vicarul fiului meu, suveranul pontif Pius al IX-lea, să nu mai părăsească Roma după anul 1859, dar dacă va fi ferm și generos și dacă va lupta cu armele credinței și ale iubirii, atunci eu voi fi alături de el. Să nu se încreadă în Napoleon, are un suflet prefăcut și când va vrea să fie totodată papă și împărat, îndată Dumnezeu îl va părăsi. El este vulturul care, dorind mereu să ajungă mai sus, va cădea sub sabia de care a vrut să se servească pentru a obliga poporul să-i se supună. Urmează profeția referitoare la Italia. Italia va fi pedepsită din cauza trufiei sale de a se răzvrăti împotriva stăpânirii Domnului Dumnezeu. Și ea va fi lăsată pradă războiului, sângele va curge din toate părțile, bisericile vor fi închise sau profanate, preoții și credincioșii vor fi prigoniți, vor fi uciși și chiar vor muri de o moarte crudă. Mulți dintre ei vor pierde credința, iar numărul celor care vor abandona adevărata credință va fi mare. Printre aceștia vor fi chiar și episcopi. Papa va trebui să se ferească de făcătorii de minuni, căci a venit timpul în care cele mai uimitoare miracole se vor petrece pe pământ și în văzduh. Urmează profeția referitoare la diavol. În anul 1864, Lucifer împreună cu un mare număr de demoni vor veni din infern. Ei vor aboli credința puțin câte puțin chiar în preoți sau călugări, ființe care și-au consacrat viața lui Dumnezeu. Demonii vor orbi într-o asemenea măsură încât în lipsa grației divine, spiritul diavolesc al îngerilor căzuți le va pătrunde ființa. Mai multe curente religioase își vor pierde în întregime credința și vor duce la pierzanie multe suflete. Cărțile rele vor împânzi pământul și spiritele tenebrelor vor răspândi peste tot nepăsarea pentru tot ceea ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu. Ei vor avea un foarte mare impact asupra naturii. Vor exista chiar așa zise biserici puse în slujba acestor spirite. Unele persoane, chiar și preoți, vor fi purtate dintr-un loc în altul de către aceste spirite rele, ele nemai fiind ghidate de spiritul dumnezeesc al Evangheliei, care este spiritul umilinței, al milosteniei și al râvnei pentru slava lui Dumnezeu.
Vor fi în viață unii dintre cei morți și unii dintre cei drepți. Urmează profeția referitoare la pierderea credinței din cauza preoților. Tot felul de așa zise minuni se vor produce peste tot pentru că adevărata credință s-a stins și pentru că o lumină înșelătoare și falsă se revarsă asupra lumii. Nenorocirea îi paște pe prinții bisericii care nu se preocupă decât să adune bogății peste bogății, să-și impună autoritatea și să stăpânească plin de orgoliu. Vicarul fiului meu va avea mult de suferit, deoarece pentru o vreme biserica va fi supusă unor mari persecuții. Va fi vremea întunericului. Biserica va trece printr-o criză cumplită. Sfânta credință în Dumnezeu va fi uitată și fiecare individ va vrea să conducă el însuși și să fie superior semenilor săi. Vor fi abolite autoritatea civilă și ecleziastică. Ordinea și dreptatea vor fi călcate în picioare. Nu se vor vedea decât crimă, ură, gelozie, minciună și discordie, fără iubirea pentru patrie sau pentru familie. Urmează profeția referitoare la un atentat la viața unui papă. Sfântul Părinte va suferi mult. Voi fi alături de el până la sfârșit pentru a-i primi sacrificiul. Rovoitorii vor atenta de multe ori la viața sa fără a reuși să-i curme zilele, dar nici el și nici succesorul său, care nu va domni pentru mult timp, nu vor vedea triumful Bisericii lui Dumnezeu. Și urmează profeția referitoare la separarea Bisericii și a statului. Guvernele civile vor avea toate aceleași intenții de a aboli și de a face să dispară orice principiu religios pentru a face loc materialismului, ateismului, spiritismului și tuturor vicilor. În anul 1865, urâciunea pustirii se va instala în locurile sfinte. În mănăstiri, florile bisericii vor putrezi și demonul se va face rege al sufletelor. Cei care sunt în fruntea comunităților monastice să fie preveniți și să aibă grijă pe cine primesc în obște, pentru că demonul își va folosi întreaga sa abilitate malefică pentru a introduce în ordinele religioase persoane care s-au dedat păcatului, căci haosul și atracția față de plăcerile carnale vor fi răsfândite pe întreg pământul. Urmează profeția care prevestește războaiele civile. Franța, Italia, Spania și Anglia vor fi în război. Sângele va curge pe străzi, francezii se vor bate cu francezii, italienii cu italienii, apoi va izbucni un război general care va fi înspăimântător. Pentru un timp Dumnezeu nu va mai vrea să audă nici de Franța, nici de Italia, pentru că Evanghelia lui Iisus va fi complet nesocotită de oameni. Cei răi își vor desfășura întreaga lor răutate. Omorurile și masacrele se vor face până în pragul bisericilor. Profeția care descrie Apocalipsa. Încă de la prima lovitură a spadei sale fulgerătoare, munții și pământul întreg vor tremura de spaimă, pentru că fără de legile și crimele oamenilor vor fi strigătoare la cer. Mai multe orașe vor fi zdruncinate și înghițite de cutremurile de pământ, se va crede că totul este pierdut. Nu se vor vedea decât omucideri, nu se vor auzi decât zgomotul armelor și blasfemiile. Cei drepți vor suferi mult, penitențele și lacrimile lor vor urca până la cer și tot poporul lui Dumnezeu va cere iertare și milă, vor cere ajutorul și intervenția mea. Atunci Iisus Hristos, printr-un act de justiție și de mare compasiune pentru cei drepți, va porunci îngerilor săi ca toți dușmanii săi să fie dați morți. Dintr-o lovitură, prigonitorii bisericii lui Iisus Hristos și toți oamenii de dați păcatului vor pieri și pământul va fi pustit. Atunci se va face pacea și reconcilierea lui Dumnezeu cu oamenii. Iisus va fi slujit, adorat și slăvit. Compasiunea și iubirea vor înflori peste tot. Profeția referitoare la timpul păcii. Noi regi vor fi brațul drept al Sfintei Biserici, care va fi puternică, umilă, evlavioasă, săracă, zeloasă și va urma virtuțile lui Iisus Hristos. Evanghelia va fi predicată peste tot și oamenii vor face progrese mari în credință, pentru că va fi unitate printre lucrătorii lui Iisus și oamenii vor trăi cu frica lui Dumnezeu. Această pace printre oameni nu va fi lungă. 25 de ani de recolte bogate îi vor face să uite că păcatele lor sunt cauza tuturor suferințelor care apar pe pământ. Urmează profeția la un precursor al Anticristului. Un precursor al lui Anticrist cu trupele sale din mai multe națiuni va lupta împotriva adevăratului Hristos, singurul mântuitor al lumii. El va vărsa mult sânge dorind să distrugă credința în Dumnezeu.
pentru a fi el însuși privit ca un Dumnezeu. Pământul va fi lovit de tot felul de plăci, printre care ciuma și foametea, care vor fi generale. Vor fi o serie de războaie până la ultimul război, care va fi declanșat de cei 10 regi ai Anticristului, care vor avea toți același sel și vor fi singurii care vor conduce lumea. Înainte să se petreacă aceasta, va fi un fel de pace înșelătoare în lume. Oamenii nu se vor gândi decât cum să se distreze, cei răi se vor deda la tot felul de fapte păcătoase. Dar copiii Sfintei Biserici, copiii credinței, cei care mă urmează cu adevărat, vor crede în iubirea de Dumnezeu. Și în virtuțile pe care le prețuiesc cel mai mult, fericite vor fi sufletele umile conduse de Duhul Sfânt. Voi lupta alături de ele până când vor ajunge la maturitate. Urmează profeția referitoare la răzbunarea naturii. Natura cere răzbunare pentru distrugerile oamenilor și freamătă de spaimă în așteptarea ceea ce trebuie să îi se petreacă acestui pământ mânjit de crime. Să tremuri pământule și tremurați voi cei care v-ați făcut o profesie din a-L sluji pe Iisus și care în sinea voastră vă adorați doar pe voi înșivă, căci Dumnezeu vă va pune în mâinile dușmanilor săi, pentru că locurile sfinte sunt întinate. Multe mănăstiri nu mai sunt casele Domnului, ci pășunile lui Asmodel și ale fiilor săi. Urmează profeția referitoare la Anticrist. Vor veni acele timpuri când se va naște Anticristul dintr-o evreică, o falsă fecioară care va fi în comuniune cu șarpele cel de demult, cu necuratul. Tatăl său va fi episcop, la naștere va profera blasfemii, într-un cuvânt va fi diavolul încarnat, va scoate strigăte înspăimântătoare, va face minuni, se va hrăni doar cu necurății. Va avea frați care, chiar dacă nu vor fi ca el, demoni încarnați, vor fi copii ai răului. La 12 ani se vor face remarcați prin biruințele îndrăznețe pe care le vor repurta. Curând, ei vor fi în fruntea unei armate asistați de legiunile infernului. Urmează profeția referitoare la schimbarea anotimpurilor. Anotimpurile se vor schimba, pământul nu va mai produce decât fructe rele, astele își vor pierde mișcările regulate, luna va reflecta doar o slabă lumină roșiatică. Apa și focul vor provoca globului pământesc mișcări convulsive și oribile cu tremure de pământ care vor înghiți munți, orașe. Urmează profeția referitoare la decăderea Vaticanului. Roma își va pierde credința și va deveni sălașul Anticristului. Demonii aerului împreună cu Anticristul vor face mari minuni pe pământ și în văzduh, iar oamenii vor deveni tot mai perverși. Dumnezeu va avea grijă de slujitorii săi fideli și de oamenii de bună credință. Evanghelia va fi propovăduită peste tot, toate popoarele și toate națiunile vor putea cunoaște adevărul. Urmează profeția referitoare la divina chemare a Fecioarei. Adresez o chemare urgentă pământului. Îi chem pe cei care sunt adevărați ucenici ai Dumnezeului celui viu care stăpânește în ceruri. Îi chem pe adevărații slujitori al lui Hristos care s-a făcut om. Singurul și adevăratul mântuitor al oamenilor, îi chem pe copiii mei, adevărații mei devoți, cei care mi s-au dăruit mie pentru ca eu să-i conduc la divinul meu fiu, cei pe care îi port, ca să zic așa, în brațele mele, cei care trăiesc în comuniune cu mine, în sfârșit. Îi chem pe apostolii vremurilor din urmă, fidelii ucenici al lui Iisus care au trăit în disprețul lumii și al propriilor persoane, în sărăcie și în umilință, în desconsiderare și în tăcere, în rugăciune și post, în curăție și comuniune cu Dumnezeu, în suferință și necunoscuți de lume. A sosit timpul ca ei să iasă la iveală și să vină să lumineze pământul. Veniți și ridicați-vă, copiii mei dragi, sunt cu voi și în voi. Dacă credința este lumina care vă luminează în aceste zile ale nenorocirii, fie ca zelul vostru să vă facă însetați de slava și onoarea lui Iisus Hristos. Luptați, copii ai luminii, voi puținii care sunteți, căci iată vine vremea vremilor și sfârșitul sfârșitului. În următoarea parte, profeția se referă la profeții Enoch și Ilie. Biserica va fi întunecată, omenirea va rămâne fără grai, dar iată-i pe Enoch și pe Ilie, insuflați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei vor predica cu ardoarea lui Dumnezeu și oamenii de bună credință vor crede în Dumnezeu și multe suflete vor fi mângâiate. Ele vor face mari progrese prin puterea Duhului Sfânt și vor condamna greșelile diabolice ale Anticristului.
urmează profeția referitoare la Apocalipsă. Nenorocirea va veni asupra locuitorilor pământului, vor avea parte de războaie sângeroase și de foamete, de ciumă și de boli contagioase, vor veni ploi cu o grindină înfricoșătoare pentru animale, tunete vor zgudui orașele, cu tremure vor înghiți țări întregi, se vor auzi voci în văzduh, oamenii vor ajunge să se dea singuri cu capul de pereți, pe de o parte își vor dori moartea, pe de altă parte moartea le va fi un supliciu. Sângele va curge în toate părțile. Cine va putea birui dacă Dumnezeu nu va scurta timpul încercărilor? Cu sânge, lacrimi și rugăciuni, Dumnezeu se va lăsa înduplecat. Enoch și Ilie vor fi martirizați. Roma cea păgână va dispărea. Foc din cer va coborî și va arde trei orașe. Întregul univers va fi cuprins de teroare și mulți vor fi înșelați pentru că nu l-au adorat pe adevăratul Hristos care trăia printre ei. Urmează profeția referitoare la vremurile din urmă, la cele trei zile de prefaceri și la Sfântul Arhanghel Mihail. A venit timpul! Soarele se întunecă, credința este singura care va supraviețui. Iată că vremea stricăciunii și a pustiirii începe. Iată fiara cu slujitorii ei. Iată-l pe regele întunericului care spune salvatorul lumii. El se va ridica plin de orgoliu în văzduh pentru a urca până la ceruri. Va fi însă doborât de suflarea dumnezeiască a Arhanghelului Mihail și va cădea. Pământul, care vreme de trei zile va fi într-o frământare și prefacere continuă, își va deschide pântecele încins și plin de flăcări. Împreună cu toți ai săi, Satan se va prăhăli în hăurile veșnice ale iadului. Apoi apa și focul vor purifica pământul și vor mistui toate lucrările orgoliului omenesc. Și totul va fi astfel reînnoit. Dumnezeu va fi slujit și slăvit. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. O sărbătoare senină. Pe curând!